Dragilor, aceasta este o meditație pe care am cules-o din cartea Secretul Veacurilor, scrisă de Robert Collier. Acesta spune că poți fi exact cine vrei să fii, că poți să alegi cine vei fi și că responsabilitatea ta este să gândești, să vorbești și să te porți în concordanță cu adevăratul sine interior. Ne îndeamnă să păstrăm constant în minte imaginea de sine pe care dorim să o vedem realizată. Ne îndeamnă să privim mereu către idealul superior al sinelui, iar idealul nostru înalt și ferm va manifesta binecuvântări și prosperitate. Astfel încât vă invit la o meditație prin care să dictăm trupului nostru exact ceea ce vrem să fie. Căci mintea este unicul creator, iar gândul este unica energie. Tot ce contează este imaginea corpului tău pe care o păstrezi în gând. Dacă până acum acea imagine a fost una de slăbiciune, de stare de sănătate precară, schimb-o acum, astăzi. Repetă-ți dis de dimineață la trezire și seara înainte să te culci. Să intrăm într-o stare de meditație, inspirând adânc și expirând. Lasă-ți toate grijile deoparte. Nu te mai gândi la nimic, pur și simplu inspiră adânc și expiră. Poți asculta această meditație ori de câte ori simți nevoia, așa cum ne îndeamnă și Robert Collier, dis de dimineață sau seara înainte de culcare, iar eu v-aș îndemna ori de câte ori simțiți nevoia. Corpul meu a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a imaginat la început în întregime, prin urmare fiecare celulă, fiecare os și fiecare țesut este perfect, fiecare organ și mușchi funcționează așa cum trebuie. Acesta este singurul model al meu în mintea universală. Acesta este singurul model al meu pe care îl cunoaște mintea subconștientă. Prin urmare, de vreme ce mintea, Dumnezeu, este unicul creator, acesta este singurul model pe care îl pot avea. Corpul meu a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a imaginat la început în întregime, prin urmare fiecare celulă, fiecare os și fiecare țesut este perfect. Fiecare organ și mușchi funcționează așa cum trebuie. Acesta este singurul model al meu în mintea universală. Acesta este singurul model al meu pe care îl cunoaște mintea subconștientă. Prin urmare,
de vreme ce mintea, Dumnezeu, este unicul creator, acesta este singurul model pe care îl pot avea. Corpul meu a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a imaginat la început în întregime, prin urmare, fiecare celulă, fiecare os și fiecare țesut este perfect. Fiecare organ și mușchi funcționează așa cum trebuie. Acesta este singurul model al meu în mintea universală. Acesta este singurul model al meu pe care îl cunoaște mintea subconștientă. Prin urmare, de vreme ce mintea, Dumnezeu, este unicul creator, acesta este singurul model pe care îl pot avea. Corpul meu a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a imaginat la început în întregime, prin urmare, fiecare celulă, fiecare os și fiecare țesut este perfect. Fiecare organ și mușchi funcționează așa cum trebuie. Acesta este singurul model al meu în mintea universală. Acesta este singurul model al meu pe care îl cunoaște mintea subconștientă. Prin urmare, de vreme ce mintea, Dumnezeu, este unicul creator, acesta este singurul model pe care îl pot avea. Corpul meu a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a imaginat la început în întregime, prin urmare, fiecare celulă, fiecare os și fiecare țesut este perfect. Fiecare organ și mușchi funcționează așa cum trebuie. Acesta este singurul model al meu în mintea universală. Acesta este singurul model al meu pe care îl cunoaște mintea subconștientă. Prin urmare, de vreme ce mintea, Dumnezeu, este unicul creator, acesta este singurul model pe care îl pot avea.